tuturor și bine v-am găsit la un episod de Minecraft sau Minecraft, să spunem așa. Deci, cum ați auzit, și astăzi o să facem steagul Lituaniei pe Minecraft, dar mai am un steag, nu de Lituania, ci de România. Deci, haideți să începem. Uitați mapa mea și haideți să vă prezint chestia de te urci în elicopter, casa mea, nu știu ce e asta, generatorul, te duc, nu știu ce e asta, portalul, baconul, asta, țintă, dar nu e țintă, e exemplu, te duci undeva puțin departe și unde e țintă ești. De exemplu, spui diamante în chest, niște stâlpuri, paharul cu lapte, fursecul, ăsta de la minecart, bradul de Crăciun, bilele de la Gario care se mănâncă, TNT-ul mare, arcul, steagul României, casa din copac, fermă de porci, asta de Clash Royale, arena, să zicem că e arena 11, bibliotecă, stai să dau șuă să nu mai plouă, stați, TOGGLE, DOVN, FALL. Acum se vine mai bine, ploaia mi-aduce lac și haideți să construim! Luăm. Ia. Aș vrea să facem și noi niște farse, dar și haide să ne apucăm de steag. Ia. Da, deci așa e steagul, dacă vă întrebați. Stai, aha, am făcut pe primul, îl facem și pe al doilea. E greuț să faci steagul acesta, dar pentru mine foarte ușor. Deci, ia. Ia, deci. Bum. Acum le umplem. Deci, cam așa trebuie să arată și hai să începem cu primul, mai bine. Nu ultimul. Primul e goldul. Ia, uite, scuzați dacă ați auzit ceva. A, fursecul. Și chestia aia, dă-mi în lavă și găsește un chest. Vă arăt imediat după ce fac și ăsta. Nu știu, e puțin greuț să faci, dar pentru mine ușor, pentru că acest steguleț, să zicem așa, adică steag, este nou, da? Deci, ia uite. Bine că sunt pe game mode 1, pentru că dacă nu eram, că cred că o să facem și pe Survival. Nu mă refer la astea. Să mișcăm și pe Survivor, dar nu acum. Biscuitele. Și uite, dacă umblați în lavă, ați găsit un chest. Bun, deci acum că am terminat, haide să încheiem și episodul. Ei bine, eu am fost Denis și
și pa!